Printr-un ordin emis de prefectul județului Buzău a fost constituită o comisie mixtă ce a vizat verificarea ocoalelor silvice și firmele care desfășoară activități de exploatare forestieră din zona de munte a județului Buzău. Instituțiile locale care au participat la aceste controle sunt Apele Române, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Silvică, ITM, Garda de Mediu, precum și Garda Forestieră. Verificările au fost făcute la solicitarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Române Buzău ca urmare a pagubelor produse de precipitațiile abundente din vara acestui an. Fiecare instituție reprezentantă în comisie a realizat controle în funcție de atribuțiile specifice de control. Urmare a pagubelor produse la agricultura din luna iulie 2017, când s-a constatat că una din cauze a fost și antrenarea materialului lemnos, atât de pe versanți, cât și din zona malurilor cursurilor de apă. De aceea, controlul s-a făcut în zona, la operatorii economici care desfășoară activitate de exploatare forestieră, în zonele limitrofe ale cursurilor de apă, pe raza localităților Siriu, Nehoiu, Gurateghi, Lopătar și Vintilă-Vodă. Verificările făcute de reprezentanții Apelor Române au scos la iveală unele nereguli care au fost imediat sancționate, fie cu amenzi, fie cu avertizmente. Au fost constatate abateri de la prevederile legislative, s-au aplicat sancțiuni pe loc, au fost dispuse măsuri și termene de realizare a acestora. Depozitarea de material lemnos în zona albiilor și în zonele de protecție ale cursurilor de apă, ceea ce legea apelor interzice. La rândul său, Garda Forestieră Județeană Buzău a luat la bani mărunți cele 13 societăți care desfășoară activități de exploatare forestieră pe raza județului Buzău. Evident că s-au depistat o serie de neconformități, iar în aceste condiții, reprezentanții instituției au dat amenzi în 4 dintre situații, valoarea acestora ridicându-se la 20.000 de lei. Firmele sancționate își desfășurau activitatea în zona Lopătari. Nu au respectat zonele de depozitare, cei care aveau instalații de debitat, respectiv au depozitat materialul de măzbușteni în apropierea apelor, pentru care au fost sancționați. Deci, cei care au instalații de debitat trebuie să aibă zona de depozitare a materialului ăsta bine stabilit, îngrădit. Toate aceste aspecte au fost prezentate prefectului județului Buzău, Carmen Ichim, în cadrul Colegiului Prefectural. Șefa Casei Albe s-a declarat mulțumită de faptul că activitatea instituțiilor implicate în aceste controle a dat roade. Mi-a plăcut faptul că... Deci nu sunt un om care să dau amendă de prima dată și nici n-am fost în activitatea pe care am desfășurat-o. Mi se pare în continuare că primul este avertisment, după care verificăm în teren. Mi-a plăcut faptul că s-au verificat în teren măsurile trasate și Garda Forestieră, acolo unde a constatat că nu s-au realizat, au dat în continuare sancțiuni, iar administrația au constatat că măsurile impuse au fost duse la îndeplinire. Deci este un lucru bun, nu înseamnă coerciția că trebuie neapărat să prinzi amenzi, ci coerciția este și faptul aceea de avertisment, sancțiunea contravențională a avertismentului, să poți să-l îndrumi pe om. Poate unii știau, poate unii nu știau. În perioada următoare, astfel de acțiuni vor continua, iar zona de munte a județului va fi în permanență ținută sub observație. Astea vor trebui prinse pe un plan și, dacă am spus, vor face cel puțin câteva acțiuni. Dar în zona respectivă trebuie să țină cont că o vom supraveghea și dacă supraveghem, sperăm să nu mai apară neconformități. Din cele 13 societăți care desfășoară activități de exploatare forestieră pe raza județului nostru, doar 2 erau din Covasna.